Rămânem ridicați pe picioare și mai citim încă o dată din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24. Citim versetele 20 și 21, doar pentru început. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mai întâi de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au slujit până aici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru formațiile care au investit așa mult timp și energie și dar și talent pentru ca să slujească și să-L glorifice pe Dumnezeu. Tot ce se face aici, în casa lui Dumnezeu, are menirea să-L înalțe pe Dumnezeu în mijlocul nostru și să declarăm că El este împărat și stăpân peste biserica Lui. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au cântat și au lăudat numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru toți cei care suntem aici. Și în continuare dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre încă din acest cuvânt care urmează să fie vestit și care s-a citit și pe care îl cunoaștem. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Drumul Mântuirii, de la mormântul întunecat la camera luminată. De la mormântul întunecat la camera luminată. Și am observat că, de fapt, acesta e drumul mântuirii, drumul care îl duce pe un om pierdut și dezorientat la Dumnezeu, la părtășia cu El și la împăcarea cu El. Mormântul înseamnă moarte și întuneric. Nu ne place să vorbim despre mormânt, nu ne place să mergem la cimitir, nu ne plac înmormântările și priveghiurile, dar n-avem ce face, trecem pe acolo. Moartea e o obligație a omului născut în păcat. Moartea și întunericul sunt locuri unde omul nu vrea să locuiască și totuși așa de mult să zbat acolo. Camera luminată e locul unde se deschid ochii, locul unde se aprinde lumina, locul unde ți se descoperă adevărul. Iată că acest drum al mântuirii pleacă de la mormânt. Drumul începe cu înfrângerea de la mormânt. Acolo a început și pentru acești ucenici. Și acolo începe probabil pentru orice muritor. Călătoria a început cu amintirea tristă a eșecului. Visele lor, dorințele lor, planurile lor, gândurile lor s-au surpat, au căzut. Pur și simplu s-au evaporat, se întorceau înspre Emaus falimentari, dezorientați, descurajați, triști, înfricați, pierduți. Plecau de la un dead end, spunem noi, de la un drum înfundat, că l-a înfundat moartea, mormântul, răstignirea. Nu asta a fost viziunea lor, nu asta a fost așteptarea lor, nu se gândeau la așa ceva. Ei, când au intrat în Ierusalim cu o săptămână înainte, așteptau ca lucruri mărețe să se întâmple. Dar tot acest drum a isprăvit cu un mormânt rece, cu o moarte rușinoasă, cu bătaie, cu rușine, cu blestem. Și acum, dintr-un drum care s-a înfundat, dintr-un dead end,
se întorceau pe un alt drum care nu ducea nicăieri, dezorientați și descurajați. Frați și surori, de-a lungul vieții am observat că succesul aduce multă mândrie și aroganță. Insuccesele și înfrângerile, pe de cealaltă parte, îl smeresc, îl umilesc pe om și asta poate să-i facă bine. Până când omul nu ajunge la un drum înfundat, până când omul nu ajunge la faliment, până când omul nu ajunge la capăt și să vadă că nu poate rezolva nimic, nu prea vrea să asculte, nu prea vrea să bage pe nimeni în seamă. Și aici mergem la punctul 2. Aici mergem la pasul următor pe acest drum. Începe la mormânt, dar înfrângerea, falimentul, rușinea, pierderea ne duce la mărturia altora, ni se deschid urechile, se deschide mintea și inima ca să ascultăm ce au alții de spus. Înfrângerile pregătesc inima omului ca să asculte și să învețe. Ați încercat vreodată să-l sfătuiți pe un om mândru și îngânfat? Ați încercat să faceți lucrul ăsta și ați întors spatele dezamăgit. Și chiar așa zici, bă, dar la asta n-ai ce să-i spui, că le știe pe toate. No. Deci, ce sfat să-i dai? Că nu primește. Păi cum să primească dacă merge din succes în succes, dacă merge numai bine? El nu ascultă de nimeni. Nu e interesat să audă ce are altcineva de spus. Dar dacă cumva îi se înfundă drumul, dacă cumva trece printr-o pierdere, bunoară dacă cineva ajunge la faliment financiar, a început o afacere, a dat-o peste cap, a pierdut tot și ia de la zero. Acum are urechea plecată să asculte, măi, să văd ce am greșit. Începe să analizeze unde am greșit. Unde am calculat cum nu trebuie? De ce am pășit pe aici? De ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Omul dintr-o dată devine atent la sugestiile și părerile altora. De ce într-o lume prosperă, cum e America și Europa de vest, oamenii se întorc mai greu la Dumnezeu? Merg mai greu la biserică și sunt mai împietriți ca să n-asculte Evanghelia. De ce? Pentru că le merge bine, pentru că viața e bună, au viață confortabilă, copiii sunt ok dacă sunt și sănătoși, dacă au și bani, dacă copiii nu le fac rușine, nu interesează pe ei să asculte de nimeni și de nimic. Suntem bine, mergem înainte. Dacă vrea cineva să vină să le spună ceva despre Dumnezeu, lasă că eu sunt bine așa cum sunt. Înfrângerile pot să facă bine cuiva, pentru că înfrângerile caută răspunsuri, caută să descopere greșeala, să vadă ce n-am făcut bine, unde am fost vinovat. Înfrângerea creează dorința de ascultare, creează dispoziția de schimbare. Un om în mijlocul succesului nu poți să-l schimbi. Dar într-o înfrângere ai șanse. Altfel te apropii de el când e smerit, când e cu capul plecat, când se simte înfrânt. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultați bine, numai un om care recunoaște că e înfrânt de păcat, se poate întoarce la Dumnezeu. Numai un om care se uită la viața lui duhovnicească și spune, sunt falimentar, am nevoie de ajutor, numai acela se poate întoarce la Dumnezeu. De câte ori n-ați încercat să-i spuneți cuiva despre Hristos? Despre pocăință, despre mântuire. Și răspunsul a fost,
eu sunt un om de treabă, am grijă de familia mea, nu fac rău nimănui, am religia mea, n-am dat foc la casa nimănui, n-am furat banii nimănui, pocăința nu e pentru mine. Numai omul care se vede vinovat, numai omul care se simte vinovat, numai omul care conștientizează starea de păcătoșenie în care se găsește fără de Hristos și fără jertfa Lui, numai acela se poate întoarce la Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să vină cineva să aducă mărturie. Ucenicii mergeau înspre Emaus. Cel care a început să mărturisească era Domnul Hristos, tocmai El a fost lângă ei ca să mărturisească Evanghelia. Dar în cazul nostru, noi trebuie să fim aceia care depune mărturie. Depune mărturie de la amvon, predicând Evanghelia. Depune mărturie în discuțiile noastre cu colegi, cu prieteni, cu cunoscuți. Poate că unii dintre dumneavoastră sunteți aici pentru că v-a invitat un prieten, v-a invitat un coleg, v-a stârnit curiozitatea, v-a spus ceva despre Dumnezeu, v-a spus ceva despre Scriptură și v-a chemat și v-a invitat și a zis, mă duc și eu, ăsta-i primul pas. Dar sunt oameni care nici măcar nu vor să vină, nu vor să vină. Dacă îl prinzi bolnav, dacă îl prinzi înfrânt, dacă îl prinzi într-un moment de umilință, sunt șanse să vină la biserică. Sunt șanse să caute fața lui Dumnezeu. Dacă nu, șansele sunt mai mici. Acesta-i al doilea pas. Primul e înfrângerea. Înfrângerea te duce, te obligă să asculți ce au alții de spus. Și ce bine că ucenicii cei doi nu s-au îndreptat înspre Domnul să-i zică, omule bun, lasă-ne în pace, noi avem drumul nostru și treaba noastră, tu du-te într-ale tale, eu mă duc într-ale mele. Nu, putea să fie asta atitudinea lor. Dar iată că ucenicii, înfrânți și necăjiți, au zis să-l ascultăm, să vedem. Se pare că nu știe. Ce interesat, ce frumos, e extraordinar. Ucenicii credeau că Iisus, omul de lângă ei, nu știe nimic, habar n-are. De fapt, așa l-au și luat. Păi, omule, tu ești singurul care nu știi? Toată lumea știe, tu nu știi? Ești singurul cel mai neștiutor pe aici? Ca să descopere mai târziu, în câteva minute sau într-o jumătate de oră, să descopere că de fapt el le știa pe toate. Să descopere că el știa mai mult decât ei. Să descopere că tocmai el este Mântuitorul, binecuvântat să fie numele Lui. Drumul mântuirii începe cu o înfrângere și continuă cu mărturia cuiva. Soțul, soția, tata, copilul, vecinul, prietenul, cineva trebuie să depună mărturie. Mărturia întotdeauna trebuie să ducă la Scriptură, este pasul al treilea, următorul pas în acest drum al mântuirii, în acest drum de la mormântul întunecat la camera luminată. Al treilea pas e Scriptura. Oricând depune mărturie cuiva, în fața cuiva, oricând împărtășim cu cineva ceva, nu este suficient doar să spunem ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, ci să îi îndreptăm pe oameni și înspre Scriptură. Pentru că experiență poate să aibă lumea de tot felul, dar cuvântul este cel care are putere. Experiența poate ca să stârnească curiozitatea și să pună semne de întrebare în mintea cuiva. Dacă te apropii de cineva și spui, iată ce a făcut Dumnezeu în viața mea, eu nu sunt predicator. Nu cunosc multe versete pe de rost, dar vreau să spun că m-am întâlnit cu Hristos care e viu. Eu îl cunosc pe Dumnezeu, mă rog, îl simt prezent în viața mea, dar să știi că adevărul adevărat se găsește în Scriptură și vreau să-ți dau câteva versete. Sau dacă nu pot eu să-ți dau versete, vină la biserică că o să-ți dea predicatorii.
să-ți dea alții care îți mai pricepuți sau schemați de Dumnezeu în domeniu. Dar întotdeauna mărturia trebuie să ducă pe oameni la Scriptură. Versetele 27 și 32, iată ce spune cuvântul despre Hristos. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Este important să vorbim despre Scriptură, să vorbim din Scriptură, să predicăm din Scriptură și despre ce are Dumnezeu de spus vis-a-vis de orice subiect. Ca să ajungi la mântuire, trebuie să treci pe la Scriptură. Nu se poate să descoperi adevărul mântuitor doar de la prieteni, de la colegi sau doar din natură, din răsăritul soarelui. Că de la răsăritul soarelui, de la strălucirea lunii, de la nor și furtună, poți să descoperi că există un creator a toate înțelept și puternic. Dar de acolo nu o să descoperi, n-ai cum să descoperi că acest Dumnezeu preanalt a trimis pe Fiul Lui în lumea noastră ca să plătească pentru păcatele noastre. Acest adevăr se descoperă în Scriptură. Deci este esențial, este obligatoriu ca mărturia noastră să ducă la Scriptură. Și efectul acestui cuvânt, acestei Scripturi, știți când această Scriptură are efect în noi? Și mă adresez dacă sunt prieteni sau oameni care vin mai rar la biserică. Știți când acest cuvânt are efect în noi? Atunci când acest cuvânt îl luăm noi personal. Când noi înțelegem în primul rând că Scriptura e cartea lui Dumnezeu pentru mine, pentru sufletul meu, pentru mântuirea mea. O iau eu personal. Nu e ca și cartea de istorie. Nu e ca și cartea de geografie. Nu e ca și cartea de matematică, oricât ți-ar plăcea. Nu e ca nicio altă carte din lume. Această carte este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Când iau Sfânta Scriptură și încep să citesc, când ascult predicându-se cuvântul lui Dumnezeu, îl iau personal. Eu zic, ăsta-i pentru mine. Dacă nu-l iei personal, nu-ți face nimic. Treci așa ca rața prin apă, cum spune românul. Ai fost la biserică, am fost. Și ce a fost? Mă, a fost interesant. Și te-ai dus acasă așa cum ai venit. Dar dacă mesajul care se citește și care se predică îl iai personal pentru tine, pentru sufletul tău, atunci Dumnezeu începe să lucreze în inima ta. Și atunci când accepți dragostea lui Dumnezeu pentru tine personal, atunci te cuprinde prezența lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu. Nu așa au recunoscut ei lucrul acesta mai târziu, când au zis, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Unii își pun întrebarea, de ce măi așa de des și așa de mult? Ce fac pocăiții aceia la biserică și atâta să predică și atâta sunt învățați? Frați și surori și iubiți prieteni, când ni se vorbește din Scriptură, trebuie să ne ardă inima noi. Când vorbim despre Dumnezeu, trebuie să ne ardă inima noi, pentru că acest cuvânt este personal și e cuvânt al iubirii lui Dumnezeu pentru sufletul nostru. Momentul în care noi ajungem la concluzia că suntem falimentari, noi am păcătuit, noi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea, pedeapsa e garantată pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu. În momentul acela ni se aduce vestea bună. Vedeți că prima dată vine realitatea, vestea mai puțin bună. Vestea mai puțin bună e că ești un păcătos. Vestea mai puțin bună este că n-ai slava lui Dumnezeu, că ai căzut și am căzut de la fața lui Dumnezeu. Vestea mai puțin bună este că în păcat am fost zămisliți. Yes, în păcat ne-am născut,
Vestea mai puțin bună este că firea asta pământească e roabă păcatului și nu poate să fie îmblânzită. Vestea mai puțin bună este că orice om care s-a născut pe fața pământului păcătuiește, oricât de bun ar vrea să fie, păcătuiește. Asta e vestea mai puțin bună. Avem și veste bună, yes. Vestea bună este că pentru acest păcat a murit Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a plătit, El ne-a răscumpărat, El a murit moartea noastră pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în El. El a plătit prețul, asta e vestea bună. Și nu numai că a suferit, nu numai că a plătit prețul, ca să arate că opera de mântuire e realizată, El a înviat a treia zi după Scripturi. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, iubiți prieteni, mărturia noastră a tuturor trebuie să ne ducă întotdeauna la Scriptură, pentru că Scriptura, cuvântul, este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Iisus, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Yes, mărturia duce la Evanghelie, la Scriptură. Trăim într-o lume care încet, încet nici nu mai vrea să se numească creștină. Când am venit în America în anii 80, America era creștină. Toți puteam să spunem că trăim într-o țară creștină. În ultimii ani nu prea se spune, deși că toți oamenii oarecum se tem de Dumnezeu. Dar nu se mai spune așa. Cu toate acestea, lumea se depărtează de Dumnezeu. Lumea întoarce spatele lui Dumnezeu. Lumea închide Scriptura. Există un număr mai mic de oameni care totuși au ochii ațintiți înspre Scriptură pentru că sunt interesați să audă ce zice Dumnezeu, să vadă ce este scris din partea lui Dumnezeu. Yes, lumea e un dezastru la ora actuală. Și lumea așa zisă creștină înlocuiește orice lucru sfânt și de valoare, îl înlocuiește cu lucru fără valoare, fără semnificație, doar ca să-i deruteze pe oameni. Așa de deranjat am fost și săptămâna asta, când am mers la mall cu soția, am avut așa o oră, într-o după masă, am zis că să ieșim la o plimbare. Și n-am mai văzut lucrul ăsta până acum, nu că nu s-a întâmplat sau că n-a fost, dar nu l-am văzut eu chiar așa. Trecând prin mall, într-o zonă centrală, am văzut acolo foarte multă lume adunată, stătea lumea la rând și am văzut o banchetă foarte, foarte frumoasă, așa pompoasă, împodobită și scria Easter Bunny. Chiar că n-am știut ce e. Am trecut pe acolo, m-am uitat, zic, ăștia cu iepurașul de Easter, de înviere. Bine, asta e, mergi la magazin și cumperi iepurașul și iepuraș cu bomboane și iepuraș fără bomboane și whatever, în toate formele și felurile și în toate culorile. Dar pe când ne-am întors, tot pe acolo ne-am întors, pe banchetă, era un om îmbrăcat în iepuraș. Iepuraș, iepuroi, că era mare, poate că era la înălțimea mea. Stătea acolo pe banchetă, cred că transpira săracul tot, învelit, îmbrăcat, așa, și lumea stătea la rând să-și facă poză. Și am zis, la Christmas, la Crăciun, oamenii merg și-și fac poză cu Moș Crăciun, nu? Și la Easter, oamenii au zis, trebuie să inventăm ceva. Cu cine să-și facă poză? Cu un iepuraș. Că iepurașul e drăguț, e nice, e frumos. Și îl colorezi violet, roșu, pui tot felul de culori. Și convingi pe oameni că și face ouă iepurașul ăla.
și cumpere ouă de la iepuraș. Și am zis, dar ce legătură este între Evanghelie? Ce legătură este între Dumnezeu, între mesajul învierii, între crucea Domnului Hristos și iepuraș? Zero! Zero! Asta e o bătaie de joc și o blasfemie a diavolului și a oamenii care înghit minciuna și înșelăciunea și păcăleala. Ce să cauți acolo? N-am văzut frați din biserică, slavă Domnului, că pot ei predicam de aici. Sperăm că nu mereți nici copii. N-aveți. N-aveți ce căuta. Nu vedeți ce face lumea cu Evanghelia? Nu vedeți ce face lumea cu simbolurile sfinte? Încă dacă ar fi fost o cruce, aș mai fi înțeles. Măi, e crucea și merg oamenii să-și aducă aminte de cruce. Aia o înțeleg. Că e la Christmas lângă un pătuț, lângă un leagăn, lângă un sălaș, cu un copilaș, mă, și pe aia o înțeleg. Dar lângă un iepuraș și să le amesteci și creștinii să meargă. Creștinii merg la grămadă și cumpără și își fac poză să aibă amintiri frumoase. Frați și surori, nu degeaba este scris cuvântul, nu degeaba l-avem aici. Oricând vedem un asalt din partea lumii, un om înțelept, un om temător de Dumnezeu se duce la Scriptură să vadă ce are Scriptura de spus vis-a-vis de subiectul respectiv, că din Scriptură ne vorbește Dumnezeu. Și Scriptura, în ultimul rând, următorul pas întotdeauna ne duce la Hristos și la părtășia cu El. Mărturia ne duce la Hristos. Criza ne duce la mărturie. Mărturia ne duce la Evanghelie, la Scriptură. Și Scriptura ne duce la părtășia cu Hristosul înviat. Acesta-ți deschide ochii. Așa au ajuns ucenicii în odaie la frângerea pâinii. Și acolo l-au cunoscut. Cum am spus și cu alte ocazii, nu știu de ce l-au cunoscut acolo. Probabil, când a luat Domnul pâinea și a frânt-o, ucenicii au văzut mâinile lui. Mă gândesc că asta s-o fi întâmplat. Să fi fost altceva, e posibil, dar asta mi se pare natural. Că a luat Domnul pâinea și a frânt. Și când a frânt pâinea, ucenicii au văzut semnele și au zis, ăsta e. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea din Scriptură și ne deschidea ochii să vedem. Ăsta e, El e Mesia, El e Cel care a fost îngropat și a venit pe drum să vorbească cu noi, binecuvântat să fie numele Lui. De la Evanghelie ajungi la părtășie, pentru că creștinismul este mai mult decât o religie, mult mai mult decât o religie. Este părtășia cu Domnul Iisus Hristos, împăratul nostru. Pentru că îl iubim pe El, iubim Scriptura, pentru că iubim Scriptura, îl iubim pe El, pentru că îl iubim pe El, vrem să avem părtășie cu El, vrem să fim una cu El, vrem să stăm la masă cu El, vrem să stăm în părtășie cu El. Lucrul acesta este esențial, că la urma urmei toate religiile au scrieri sfinte și lideri. Musulmanii îl au pe Mahomed, budiștii îl au pe Buddha, chinezii îl au pe Confucius și toți au niște scrieri pe care le consideră sfinte. Până aici ei ar putea să zică fiecare cu scrierile lui și fiecare cu religia lui și fiecare cu liderii lui. Diferența este că noi avem un mormânt gol. Diferența este că Domnul nostru e viu. Diferența este că cu Domnul nostru noi putem să avem părtășie. Nimeni nu poate vorbi despre părtășie cu Buddha sau cu Confucius sau cu Mahomed. Dar noi vorbim despre părtășie cu Hristos.
Pentru că Hristos bate la inima noastră, noi deschidem inima și El intră și cinează cu noi, El stă la masă cu noi. Când venim aici la casa lui Dumnezeu, e o masă sfântă, e o părtășie cu El. Inima ne bate, când cântăm, cântăm spre gloria Lui, El este în mijlocul laudelor poporului lui Dumnezeu. Când ne rugăm, Dumnezeu ia aminte la strigătele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. De fiecare dată când o să ne gândim la inimă, o să ne aducem aminte de fratele Cornel Mateu, că Domnul i-a dat o inimă nouă. De fiecare dată când ne gândim la mâini și la picioare, o să ne aducem aminte de fratele Tyler, moldovan, care trebuia să fie o vegetală toată viața dacă rămânea în viață. Medicii au spus atunci, în cel mai fericit caz el va fi o vegetală, dar șansele cele mai mari sunt că el va muri. Iată că el n-a murit, a rămas în viață și iată că nu e o vegetală, iată că se mișcă și vorbește. Binecuvântat să fie numele Lui. Și Dumnezeu lucrează la tămăduirea Lui. Frați și surori, slujim un Dumnezeu atotputernic și sfânt. Avem un Domn care a lăsat mormântul gol. Unii au zis, mă, nu ăsta-i mormântul. Sunt două morminte, știți că la Ierusalim sunt două morminte. Amândouă sunt goale. Și vin ateii și cei care îs așa cu semnul întrebării, nesiguri, și spune, nu-s astea, trebuie să-l căutăm pe ăla. Noi ce zicem? Căutați-l, oameni buni. Căutați-l, că și ăla tot gol e. Dacă nu, noi n-avem garanție că astea îs. Nu suntem siguri că astea sunt. Dar dacă nu sunt astea și îl găsiți pe mormântul adevărat al Domnului, tot gol o să fie. Pentru că El este în slavă. El este Domnul Bisericii și pe El îl așteptăm să vină. Haideți să ne pregătim să lăudăm pe Domnul, frați și surori. Dorim să mai cântăm, să cântăm imnul pascal, să cântăm imnul sărbătoresc și nu numai. Două cântări așa frumoase legate împreună. Să cântăm și apoi să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Dacă este cineva care a fost cu noi în seara aceasta și poate n-a mai fost, ori prin intermediul internetului, poate unii v-ați închinat cu noi pentru prima dată. Poate alții ați venit a doua oară sau a treia oară după nu știu câți ani. Oricine ai fi, te invit în seara aceasta să iai cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Cuvântul acesta predicat este pentru tine, pentru inima ta, pentru iertarea ta, pentru mântuirea ta, pentru vindecarea ta. Dumnezeu vrea să-ți facă bine, Dumnezeu vrea să te mântuiască, Dumnezeu vrea să te ierte, Dumnezeu vrea să scrie numele în ceruri, Dumnezeu vrea să facă din tine copilul Său și Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea română în mod special din orașul acesta, din această zonă, să mai mântuiască Dumnezeu într-o lume bună, să n-ajungi la faliment, caută-L pe Dumnezeu înainte de faliment. Dar dacă nu l-ai căutat și ai ajuns la faliment, ești pe drumul cel bun. Vino în camera unde se aprinde becul, unde se face lumină, în camera unde ai și poți să ai părtășie cu Hristos Domnul și să stai de vorbă cu El și El să-ți facă bine. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să cântăm împreună și apoi ne pregătim pentru rugăciune.